Băi, ne-a chemat directorul în biroul lui și nu știu de ce. Hai să mergem să vedem ce vrea. Păi, ne-a chemat directorul. Directorul? Da. Tănase? Da. Boss, nu e ok. Hai să mergem. Bă! Bă, mi-a dat directorul mesaj. Nu știu, că nu știu ce s-a supărat pe noi că ați luat nu știu ce note mici. Ați luat nu știu ce note mici. Adică ei, cine ați? Voi doi. Ți-a zis cumva și ce? Nu știu. Cât ai luat la chimie la ultimul test? Da. Haide! Bă, stați un pic. Chill. Au zis, mă? Ne-a chemat ăsta, Tănase, directorul, ci că... Na, băi, ăștia din clasă trebuie să veniți cât mai urgent acolo la secretariat. Sigur unde miți, bă? Să mor. Păi am auzit în clasă, mă, și de-aia am venit și eu, că m-am grăbit aici. Bă, mi-a fost dor de fața lui, așa cum stăcioara aia, știi? Mamă, bă, e genial. Haide. După cum puteți observa, domnul director lipsește și astăzi eu voi fi cea care îi va lua locul. Și pentru că ați fost foarte cuminți, m-am gândit să jucăm un joc. Adevăr sau provocare? Așadar, va trebui să extrageți din cutie un bilețel și apoi vom da drumul la joc. Super! Perfect! Uite, avem o cutie cu 6, vine prof. Hai, așa. Și acum faceți-vă de cap. Așa. Provocare! Da. Băi, n-ai voie să spui. Poți să zic? Mie mi-a picat provocare. Da, eu am provocare. Adevărat? Provocare! Efic ce-mi doream. Adevărat? Putem să o punem în frunte, așa? Niciodată nu mi-a plăcut să trag la tombolă. Eu n-am noroc la asta. Provocare. Ăla-i. Mamă, ce! Ce mi-ați pregătit, da? Avem multe de pregătit, dar mai întâi sunt pregătiți pentru că ați venit. Suntem super pregătiți. Normal. Dacă nu suntem, ce se întâmplă? Tot trebuie jucat. Exact. Păi, hai să ne apucăm de treabă, da? Hai. Wow, am ales provocare. Și scrie. Aha. Deci, am ales provocarea prinde bezeaua. Mama, o să fie super interesant. Și acum trebuie să provoc pe cineva. Grea decizie, grea decizie. Sunt atâtea fete frumoase. Pe cine să aleg dintre ele? Ia să vedem. O aleg pe Bibi. Bibi. Te-am invitat acum aici pentru că am primit o provocare. Se numește... Să mă provoci pe mine. Exact, pe tine te-am provocat și ghiși cum se numește provocarea. Cum se numește? Prinde bezeaua. Mamă, da, stai puțin că nu cred că e așa ușor din ce mi-ai explicat tu mie aici. Măi, ușor n-are cum să fie nimic, știi? Hai să începutul le explicăm oamenilor de ce ne uităm noi în sus, că asta e partea... Exact, acolo stă PayPay care ne va arunca bezele, iar noi avem datoria să prindem măcar 3 bezele, măcar 3. Așa. Eu cred că ai pretenții prea mari, măcar una dacă prindem, eu zic că e bine. Doamne, eu sper, mă rog, Doamne ajută. Facem să prind măcar una. Da. Eu primul? Aoleu, da. Doamne! Să începem! Haide! Mamă! Da. Mi-ar scârbă! Mâncăcioasule, vrem și noi! Haide că le termin după aia! Doare? Pe limbă, direct, da, doare! Mamă, mi-a rămas zahăr pe limbă! Cu cădere de-aia! Aoleu, mi-e frică! Dar stai puțin că bezeaua aia e diferită, la mine e mai mare. Nu ne jucăm aici, două tipuri de bezele. Nu-i frumos, nu-i corect. Dă-i. Hai, că sigur o prinzi. Mamă, deci a fost o nimerea. Mamă, deci e cu durere de-aia. Nu, chiar ustură. Deci chiar ustură, vă zic sincer. Deci n-ai cum să o prinzi. N-am crezut. Hai, încă o dată. E mai rău ca viața. Așa, un sfat, nu țineți limba, ia, mulțumim.
să nu ne înghițim limba, ia. 1, 2, 3, 5. Tips and tricks, tips and tricks. Am prins-o, am prins-o. Are 1-0, are 1-0, are 1-0. Ia, hai. Doare? Pe limbă, direct, da, doare. Mă, de ce cu durere de-aia? Nu, chiar cu durere. Doamne, ajută! Nu te cred pe bune! Mulțumesc, mulțumesc! Bravo, bravo, Alfredo! Ai câștigat! Mulțumesc mult, Bibi! Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc, chiar m-am distrat, m-am simțit foarte bine! Doamne ajută! Și ne vedem curând! Pe ProTV! Și pe ProTV Plus! Partea corpului tău îmi place cel mai mult! Atât! Atât!